fiorul măritișului te-a trecut vreodată? Asta a fost practic și cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea, ei, și? Când te măriți? Când te măriți? Când facem copil? Și eu am fost tot ok, adică n-aveam o dramă existențială, dar știi cum, când începe toată lumea să-ți spună asta, nu e ok totuși că nu-s măritată, știi? Adică nu e ok. Și așa încet, încet, și faptul că eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea, mă uitam doar la două lucruri care lipseau. Faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta. Nu mai conta că eram sănătoasă, nu mai era conta că aveam o activitate care îmi plăcea foarte tare, nu mai conta că aveam niște prieteni absolut minunați, nu mai conta că aveam cumva o grămadă de lucruri în viață bune. Nu mai aveam capacitatea să mă uit la ele, pentru că eu mă uitam doar la ce nu aveam. Astăzi te mai uiți acolo? Nu. Mă uit doar la lucrurile pe care le am și mă bucur foarte tare de ele și am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. Astăzi te mai vezi, Andreea, purtând rochia lungă, albă, de mireasă? Căsătoria pentru mine nu e un scop în viață. Cumva pentru mine un scop în viață este o relație echilibrată. E consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta. Îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa se cere societatea. Dar astăzi te mai supără întrebarea, tu când faci un copil? Nu, pentru că oamenii nu mă mai adresează. Pentru că energia din spatele atitudinii mele, probabil că de câteva ori cât oamenii au pus întrebarea asta, a fost atât de clar încât oamenii nu mai pun această întrebare. Ce răspundeai atunci când erai întrebată asta? Nu știu, când o vrea Dumnezeu, habar n-am, nici mai mi-aduc aminte. La început mă simțeam cumva deranjată, mă simțeam jenată cumva, că e ceva neregulă cu mine, până când am înțeles că nu e nimic în neregulă și faptul că nu am un copil nu este ceva ce... Nu se întâmplă lucrurile așa cum îți dorești întotdeauna în viață. Și am înțeles că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Și cred, cum am spus-o și în tot felul de podcasturi și în tot felul de interviuri și la mine pe site, am și scris pe site pe andrearaicu.ro despre asta, că mi se pare una dintre cele mai invazive întrebări pe care pot să îi le adresez unei femei, pentru că acea femeie are foarte multe motive pentru care nu ar putea să facă un copil. Și nu știi niciodată ce este în sufletul acelei femei care îi adresezi întrebarea. Exact, și foarte multe femei care se chinuie de ani de zile, care au pierdut foarte multe sarcini și pe care doar dacă le aduci aproape de acest subiect, bufnesc în plâns. Știu foarte multe femei care sunt în relații toxice, sunt foarte multe femei care sunt cu bărbați care nu pot face la rândul lor copii și atunci, de fiecare dată când această întrebare este pusă, e ca un cuțit pe care îl învârți în rană. Mi se pare extrem de invazivă întrebarea și total nepotrivită.